Amintiri, emoții și voie bună la un cunoscut restaurant din municipiu. Aproximativ 130 de foști grăniceri și polițiști de frontieră giurgiuveni, astăzi pensionari, și-au dat joi întâlnire pentru un moment de neuitat. Inițiatorii acestei reuniuni de suflet au fost generalul Vasile Gușatu, colonelul Corneliu Ionescu și colonelul Ilie Clement. Ideea trebuia să ne vină cu mult timp în urmă. E bine că am făcut-o cel puțin acum. Sunt surprins și emoționat că au răspuns prezent un număr foarte mare. Suntem în jur de 130 de pensionari, foști pecetefiști sau grăniceri. E un moment în care amintirile o să curgă, un moment plăcut în care colegii își spun fiecare despre nepoți, despre copii, despre... E un moment plăcut. Am observat că și alte unități ale Ministerului de Interne au procedat în același mod. Și am vrut și noi, am zis că avem această capacitate de a ne mobiliza. Și în acest fel, colegii noștri au răspuns cu mare promptitudine, motiv pentru care i-am și felicitat, pentru cât de repede s-au mobilizat și au ajuns, de că vedeți și dumneavoastră, sala este arhiplină. Ca orice început, avem, încă mai avem emoții pentru ca evenimentul să aibă loc în condițiile cele mai bune, mai cu seamă că sunt colegi care au plecat prin pensionare din Giurgiu, ne-am revăzut după 10, 15, 20 de ani. După cum se aude, fiecare își povestește altuia sau grupului de la masă despre unele lucruri și frumoase și urâte din viața petrecută în punctul de frontieră. Foști conducători ai Poliției de Frontieră Giurgiu, Vasile Gușatu și Corneliu Ionescu, au subliniat rolul important pe care această instituție îl joacă nu numai la nivel județean și zonal, ci și național. Rămânem uniți și după pensionare, chiar dacă discuțiile cu Schengenul, o să intrăm și în Schengen, sunt că din importanța noastră o să fie mai limitată. Totuși, Dunărea reprezintă graniță externă, granița terestră trebuie supravegheată. Eu zic că a fost și va rămâne o instituție de ordine cu un statut aparte. Un punct greu, dacă ne referim la punctul Giurgiu, e plasat geografic pe axa principală de deplasare dintre Orient și Europa Centrală, fapt care face să fie frecventat atât pe zona rutieră, cât și pe zona fluvială, feroviară și pe frontiera de uscat. Și comisarul Ilie Clement a avut un mesaj pentru foștii săi colegi, actuale angajați ai ITPF, dar și pentru telespectatorii TV Giurgiu. Punctul de frontieră Giurgiu va rămâne în continuare numărul 1. Nu spun eu, o spun statisticile. Un mesaj și pentru colegii mai tineri, îi văd acolo în spatele dumneavoastră. Ei, sunt mai mici ca mine, eu mai am doi colegi care sunt mai mari ca vârstă. Să le dea Dumnezeu sănătate la toți și la privitorii de la TV Giurgiu. Sărbătorile să le întâmpine cu bucurii, cu realizări frumoase, cu mulți copii pe lângă ei și fiecare să petreacă așa cum își dorește. De la evenimentul de joi nu au lipsit nici foști angajații Poliției de Frontieră, care astăzi dețin funcții importante în Giurgiu, cum ar fi vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu, Cristian Anculescu, subprefectul Mirel Brăgaru sau directorul Poliției Locale, Mihai Brătan. De asemenea, printre invitați s-au aflat și foști polițiști de frontieră bulgari, care și-au desfășurat activitatea în PTF ruse.